Ministrul Agriculturii Ion Perjo a declarat în cadrul unui briefing de presă că valoarea estimativă a pagubilor provocate de ploile abundente și grindina din ultimul timp se ridică la peste 227 de milioane de lei. Deși conform lui, starea culturilor agricole este una bună și foarte bună, calamitățile naturale din ultima perioadă au avut efecte nefaste asupra acestora. Prin urmare, pentru lichidarea consecințelor, ministerul a făcut o solicitare guvernului de la Chișinău de a aloca suma de 246 de milioane de lei din fondul de rezervă. Ion Perjo a mai informat că în perioada mai-iunie au fost înregistrate 40 de situații excepționale cu caracter natural pentru teritoriul țării. Intemperiile s-au produs pe teritoriul la 77 de localități din 23 de raioane, cele mai afectate fiind Sângerei, Florești, Ungheni, Soroca, Ștefan Vodă, Criuleni, Dondușeni, Șoldănești, Rezina, Ialoveni, Trenești, Orhei, Drochea și Cahul. Până la data de 28 iunie au fost afectate mai multe segmente ale culturilor agricole, în special peste 1640 de hectare de porumb, 1850 de hectare de floarea soarelui, peste 1100 de hectare de grâu și orz, 1467 de hectare de sfeclă de zahăr și peste 2200 de hectare de livadă, a mai adăugat ministrul. Șeful de la agricultură, Ion Perjo, a ținut să menționeze și de problemele din sistemul antigrindină. Puncte de rachete există, dar nu sunt persoane specializate care să lucreze în acest domeniu și nici bani pentru achitarea salariului nu sunt prevăzuți, a mai declarat Perjo. În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt instalate 136 de puncte rachetale. La indicațiile ministerului urmează să fie instalate 18 rachete antigrindina. În acest an s-au semănat peste 318.000 de hectare de grâu, 64.000 de hectare de orz, 494.000 de hectare de porumb, 360.000 de hectare de floarea soarelui și 20-21.000 de hectare de cartofi.